Bună ziua, sunt Anișoara Login și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. După produsele lactate s-a scumpit carnea și mezelurile, producători au afișat prețuri în medie cu 15% mai mari. Încă 10 polițiști sunt bănuiți de tratament inuman în cazul lui Andrei Brăguță, după ce procurorii au văzut imaginele de pe camerele de supraveghere din izolatorul Direcției Poliției Chișinău. Parlamentul a votat repetat un pachet de legi respins anterior de președintele Igor Dodon și îl obligă pe acesta să le promulge. După produsele lactate urmează carnea și mezelurile, acestea s-au scumpit în medie cu 15%. Producătorii spun că de vină ar fi deficitul de carne de pe piața internă, care a fost provocat de sistarea importurilor din Ucraina, dar și de micșorarea numărului de porcine. Și carnea de pui s-a scumpit cu circa 8%. De câteva zile, pe terabele din piețele și pe rafturile magazinelor, vânzători au afișat prețul mai mare la carne. Cel mai mult s-a scumpit cea de porc. S-a scumpit vreo 10%, undeva 15% s-a scumpit. 85 lei cărnița din șol, lopatca 80, 65. Nu e scump tare, 5-10 lei. Ușor, de 3-4 lei s-a scumpit. De pulpă a fost 38 de lei kilogram, acum 41. Pieptul era 60, 65. Și la tarabele cu lactate, prețurile au sărit în sus. Vânzătorii care nu au scumpit produsele spun că o vor face în următoarele zile. Depinde, untul la 2 lei, lactatea 35 de bani, laptele, chiferașul la 60 de bani. Exact aceleași prețuri cum au fost. Da, se așteaptă scumpiri. O să scumpească lactatele. Cumpărătorii spun că noile prețuri îi vor determina să consume mai puține lactate, iar carne vor mânca doar de sărbători. Lapte, brânză, asta numai de sărbători. Dar și fasolele, crupișoare, ridică prețul și nicum vrea. Очень подорожало, вот готовлю родительский день и пришла с деньгами, а ухожу без товара. Lactatele s-au scumpit de binele. Cioleac. Ne mai permitem. Băncică nu mai putem. Vânzătorii nu duc lipsă de clienți. Ei spun că ar fi puțină carne pe piață după ce a fost sistat importul din Ucraina. Da, merg, cumpăr și continuare. Puțină carne. Înainte mai importat, dar nu. Foarte puține lactate. Foarte puține bovini. Lumea pleacă din țară. Dumitru Munteanu, directorul unei întreprinderi de prelucrare a cărnii, spune că prețurile au crescut în medie cu 15% din cauza deficitului de carne de pe piață. Nu a fost importat porcină din Ucraina din cauza peste porcini africane. Au creat deficit de carne porcină piața locală. Și din cauza aceasta, acum suntem nevoiți, dacă importăm din țările europene, să achităm taxa vamală 25%. Și asta, respectiv, este reflectat și în prețul produselor. Finit. Cât ține de majorarea prețurilor la produsele lactate, președintele Asociației Producătorilor de Lapte, Carolina Linte, susține că majorările sunt sezoniere și au loc în fiecare toamnă. Micșorează producerea produsului materiei prime, deci laptelui, și are loc majorarea la produsul primar, deci materie primă lapte, și totodată se merește prețul și la produsul finit. Ieri unii producători de lactate au afișat prețuri mai mari pentru lapte, unt și smântână. De exemplu, un pachet de lapte care costa 8 lei și 50 de bani, costă acum 8 lei și 79 de bani. A plouat torențial, iar vântul a suflat cu putere în mai multe județe din România. Vigilia a afectat rețelele electrice, iar mai multe case au rămas fără acoperișuri. Furtuna anunțată de autoritățile de la București a lovit aseară în special nordul și vestul orașului și a durat foarte puțin. Suficiente însă pentru a rupe 13 copaci. Din păcate, unul a căzut peste un bărbat de 42 de ani care a murit. Bărbatul se afla pe trotuar când creanga unui copac s-a prăbușit peste el. Omul a suferit răni grave la cap și a murit pe loc. Sunt de vorbă, am auzit cum trosnește niște pomi. Eu m-am lipit de gard, el a fugit spre stradă, n-a mai apucat. S-a auzit în tot cartierul când a căzut. Furtuna a scos din rădăcini 13 copaci care au căzut peste mașini, ori au blocat circulația pe străzi. Dacă la București vigilia a trecut fără să lase prea multe urme, în restul țării consecințele sunt grave. În Dâmbovița, vântul a suflat cu aproape 60 de km pe oră, a rupt mai mulți arbori și a variat rețele electrice. Mai multe sate au rămas în beznă. În zona de sud a județului Dâmbovița, codul portocaliu face deja probleme, plouă torențial, fulgeră și cerul este brăzdat de tunete. În Târgoviște, sistemul de canalizare nu a mai făcut față și în scurt timp străzile au fost acoperite de apă. A plouat torențial și la Brașov, iar la Cluj acoperișurile mai multor case au fost distruse de vânt. Furtuna nu a ținut mai mult de jumătate de oră, iar oamenii spun că vântul a suflat extrem de puternic. A venit o tornadă și
ne-am mutat din loc. Acoperișul fără manoperă a fost 1500 de euro. La Pitești a plouat cu grindină. Meteorologii români au avertizat ieri că vremea se înrăutățește în țară. 5 județe au fost sub cod portocaliu de furtuni și vijelii. Noi am scăpat de furtună, nu însă și de vreme rea. Ne așteaptă 3 zile reci și ploioase. Ce temperaturi vom avea? Aflăm de la colega noastră Sabina Hirianov. Sabina, bună ziua! Bună ziua, Anișoara, bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi încă ne mai putem bucura de soare. De mâine acesta se va ascunde după nori și urmează 3 zile reci și ploioase, astfel că temperaturile vor scade cu 10 grade în mediu. De la începutul săptămânii viitoare se așteaptă temperaturi mai călduțe, vor fi 24 de grade, după care se va răci din nou. Până duminică, totuși, se așteaptă ploi în centrul și în nordul țării. Pe alocuri, ploile vor fi puternice și cu descărcări electrice. Nopțile, în schimb, vor fi și mai reci, vom avea temperaturi de 7-8 grade. Atât despre vreme, la revedere! Sabina, îți mulțumesc! Clipe de groază într-un avion Wizz Air care a decolat de la București și a aterizat în Catania. În imaginile filmate de pasageri se văd oameni întinși pe jos. Imediat la știri vedeți cum explică reprezentanții companiei aeriene cele întâmplate în aer. O moldovancă de 28 de ani a murit într-un accident produs în județul Vâlcea din România. Soțul și cei doi copii ai ei, unul de 8 luni și altul de 3 ani, sunt în stare gravă la spital. Nenorocirea s-a produs dimineața aproape de ora 7. Șoferul de 28 de ani ar fi pierdut controlul volanului, mașina a sărit peste un canal de irigații și s-a răsturnat de mai multe ori. Femeia aflată pe bancheta din dreapta a fost proiectată prin parbriz, fiind strivită de automobilul care a căzut peste ea. Accidentul s-ar fi produs pe fondul oboselii șoferului. Poliția română a deschis un dosar pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Încă 10 polițiști sunt bănuiți de tratament inuman în cazul morții lui Andrei Brăguț. Aceștia au fost audiați aseară după ce procurorii s-au uitat pe imaginile de pe camerele de supraveghere din izolatorul de detenție provizorie a Direcției Poliției Chișinău. Urmarea vizionării circa 1000 de ore de pe cele 6 camere am identificat în acțiunile a 10 angajați acestui izolator. Ei au comis tratament inuman și tratament degradant asupra cetățeanului Brăguț. Au fost comisie în repetate rânduri de către acești 10 angajați în diferite circumstanțe și în diferite perioade de timp. Procurorii nu ne-au putut spune ce anume au văzut în imagini. Totodată, oamenii legii au cerut ca cei 3 polițiști aflați în arest preventiv să fie eliberați din funcție, iar judecătorul și procurorul care s-au ocupat de cazul lui Brăguță să fie sancționați. Anterior, vicedirectorul penitenciarului numărul 16 și șeful serviciului medical de la 13 au fost demiși după decesul acestuia. Tânărul a murit la 10 zile de la arest. Medicii legiști au stabilit că acesta a fost răpus de pneumonie, însă părinții cred că fiul lor a fost bătut crunt. Salvatorii din Mexic caută supraviețuitori printre dărâmături și molos după ce țara a fost lovită de un cutremur de 7,1 grade pe Richter. Seismul a provocat distrugeri de proporții în centrul țării. A crescut și bilanțul victimelor, sunt aproape 240 de morți, iar în jur de 2000 de oameni sunt răniți. Cea mai importantă mobilizare a salvatorilor, peste 500 de militari, pompieri și polițiști, este la școala cu 3 etaje din Ciudad de Mexico, pusă parțial la pământ de cutremurul devastator. Acolo au murit cel puțin 21 de elevi și 5 adulți. 11 copii au fost scoși în viață de sub dărâmături, iar în presă au apărut imagini cum oamenii s-au mobilizat pentru a salva o fetiță. Silențio total. Es lo que están pidiendo. Silențio total. Căutările continuă și în alte locuri unde s-au prăbușit clădiri. Ahorita toda hay gente ahí abajo. Toda hay gente que se queja ahí por el ruido y todo eso, pero sí todavía hay gente todavía. Están le falta 3 pisos para retirar el escombro. S-au surpat de la cutremur și mai multe biserici, iar credincioșii care erau la slujbe au murit. Supraviețuitorii încă nu își pot reveni și speră că rudele ori prietenii prinși sub ruine vor fi găsiți în viață. Sperando a ver si sale, ojalá esté viva. Mi mamá. Sí, esperando
este viva. Oamenilor le este frică să se întoarcă la casele avariate, așa că numeroase familii și-au petrecut noapte pe stradă. Unii oameni au mers la centrele puse la dispoziție de autorități. Cutremurul de 7,1 pe scara Richter a lovit Mexicul marți, era puțin peste ora locală 13. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 50 de kilometri, iar pentru 10 de clădiri efectul a fost devastator. S-a întâmplat chiar în ziua în care țara a comemorat 32 de ani de la un alt seism care a ucis aproape 10.000 de oameni. În plus, pământul a fost zguduit la o oră după încheierea unui exercițiu organizat în fiecare an în ziua comemorării. Tocmai de aceea, când au sunat sirenele de alarmă, unii le-au ignorat, crezând că este un alt exercițiu. Fostul procuror adjunct Mihai Murzac, în prezent avocat acuzat de luare de mită în proporții deosebit de mari, va compărea în curând pe banca acuzaților. Oamenii legii au anunțat că au încheiat urmărirea penală și au transmis dosarul în judecată. Murzac este suspectat că ar fi luat mită 95.000 de euro de la doi dintre clienții săi. Pe unul ar fi promis că îl va scăpa de pușcărie, iar în cazul celuilalt că va înceta urmărirea penală. În cadrul perchezițiilor efectuate încă în mai, procurorii au găsit 45.000 de euro sub cada din locuința fostului procuror. El se declară nevinovat și spune că banii erau încasați drept onorariu pentru serviciile sale de avocat. Murzac riscă până la 7 ani de închisoare. Parlamentul a votat astăzi repetat mai multe legi respinse de președintele Igor Dodon. Ședința a fost boicotată de comuniști, iar liberal-democrații, care au acuzat partidul de guvernământ că doar mimează lupta cu Dodon, a părăsit sala. Și socialiștii au plecat, iar liberalii s-au abținut de la vot. Democrații au reușit totuși să revoteze documentele cu ajutorul grupului Leancă. Dodon, care este obligat să promulge legile, nu a anunțat cum va proceda. Proiectele au fost reconfirmate de Parlament cu votul a 55 de deputați, democrați și membri ai Grupului Popular European. Asta, deși la începutul ședinței exista riscul să nu fie quorum, de vreme ce liberal-democrații au părăsit plenul, urmați fiind de socialiști. Am vrut astăzi, în susținerea poziției președintelui Republicii Moldova, să expunem argumentele de ce aceste proiecte, în opinia noastră, au fost votate în grabă, în pripă, însă cum am observat încă o dată, domnul Candu a uzurpat, practic, Parlamentul Republicii Moldova. Retragerea colegilor din fracțiunea Partidului Socialiștilor nu este altceva decât un gest politic. Teatrul din spațiu public a ajuns astăzi în Parlament. Mă refer la aparenta luptă între Dodon și guvernare. Liberalii, deși împărtășesc aceeași părere, au decis să rămână în legislativ, abținându-se însă de la vot. Că este ping-pongul ăsta între ei, nu? Asta de o băd și broaștele. E chiar o aberație. Fantezie mai puțin sănătoasă. În cele din urmă, toate proiectele au fost revotate fără multe discuții și urmează să fie transmise din nou președinției. Legea spune că Igor Dodon este obligat să le semneze. Acesta însă nu a spus deocamdată cum va proceda mai departe. Liderul PL a propus astăzi ca Dodon să fie suspendat din funcție. Președintele nu este statul. Cum spun moldovenii, o pișcă într-o joacă de șah. Regina statului este Parlamentul. Deci e mult mai complicat decât pur și simplu să faci iarăși o acțiune de PR, precum au făcut-o colegii noștri din Partidul Liberal. Domnul Ghimpu, în criză de idei, nu mai știe ce să inventeze. Domnul Ghimpu este epuizat ca politician și trebuie să răspundă pentru ceea ce a comis. Dodon a respins prima dată toate proiectele votate astăzi de Parlament, invocând pentru fiecare câte un motiv. El spune, de exemplu, că legea cu privire la reorganizarea Academiei de Științe va duce la deposedarea instituției de patrimoniu, iar știința ar înceta să mai existe. Iar modificările propuse de deputați în Codul Muncii ar afecta păturile social vulnerabile. Cât ține de introducerea tichetelor de masă, Dodon susține că în spate la acestei legi ar sta o evaziune fiscală de proporții. Recent, Igor Dodon a respins de două ori candidatura la funcția de ministru al apărării, iar guvernul s-a adresat la Curtea Constituțională. Doi băieți de 14 și 15 ani din Orhei, care acum 4 zile au fugit de acasă, au fost prinși în timp ce încercau să treacă pe jos frontiera la Cahul. Ei au fost surprinși cu ajutorul autospecialei cu termovizor pe timp de noapte. În imagini se vede cum cei doi stau ascunși într-un șanț atunci când ei se apropie polițiștii de frontieră. Adolescenții le-au spus că au vrut să fugă în România, deoarece părinții tutelari îi maltratau. Ulterior, psihologii ar fi stabilit că minorii nu ar fi fost bătuți. Totodată, oamenii legii spun că băieții nu sunt din familii social vulnerabile. Poliția din Orhei se va ocupa în continuare de acest caz. Șoferul microbusului care ar fi încercat să rupă cordonul de polițiști la protestul de duminică și va petrece următoarea lună în izolator, au decis magistrații de la judecătoria Chișinău, care au acceptat cererea procurorilor. Bărbatul se declară nevinovat. Cum vă declarați?
Magistrații de la judecătoria Chișinău au admis cererea procurorilor cu privire la aplicarea măsurii de arest preventiv pe numele șoferului. Avocatul său însă spune că bărbatul se declară nevinovat. Consider că reținerea a fost efectuată cu abatere de la procedura penală. Alexeiev este nevinovat. Pe holurile judecătoriei s-au adunat și câțiva susținători care au protestat duminică. Ei acuză oamenii legii că l-ar fi reținut pe șofer pe nedrept. Șoferul mers o licuță mai jos, în timpul ăsta el s-a oprit. Când s-a oprit, alții în civil îl împingeau din urmă, polițiștii au pus mâinile pe capotă și îl împingeau înapoi, chipurile i-au caleșit. Proprietarul microbuzului prezent și el susține că nu a încercat să fugă de la fața locului, așa cum îl acuză poliția. Nu era la volan pentru că nu are permis de conducere pe această categorie de vehicule, iar șoferul nu a vrut decât să lase niște boxe. Poliția era lângă autocar, care a spus, eu nu merg cu mașina la vale, că n-am permis pe remorc să merg. Inspectoratul General de Poliție a deschis un dosar penal pe acest caz, susținând că 4 polițiști au fost răniți după ce microbuzul ar fi încercat să intre în mulțime. Duminică, liderii partidelor de opoziție, Maia Sandu și Andrei Năstase, alături de susținătorii lor, au cerut abrogarea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul proporțional. Călătorie de groază pentru pasagerii unui avion care a decolat de la București și urma să aterizeze în Catania. Din cauza unor probleme la sol, aeronava a stat ceva timp în aer și a fost afectată de turbulențe. 2 pasageri au făcut atac de panică și au avut nevoie de ajutorul medicilor. Incidentul a avut loc deasupra aeroportului din Catania la aproximativ 2 ore după ce avionul a decolat de la București. Înainte de aterizare, turnul de control a cerut echipajului să rămână în aer, întrucât pista era inspectată din cauza unui alt avion care a lovit o pasăre. În timp ce piloții încercau să mențină aeronava la altitudine, aparatul de zbor a intrat în turbulențe, astfel că pasagerii s-au speriat foarte tare, iar 2 dintre ei au făcut un atac de panică. Pasagerii au primit îngrijiri medicale abia după ce avionul a aterizat în siguranță, iar călătorii au fost debarcați după intervenția medicilor. Incident hazliu pe un teren de joacă dintr-o suburbie a Moscovei. 2 bătrâne s-au luat la bătaie din cauza unui scrânciop. Bătrânele nu se puteau înțelege care dintre ele să urce prima în scrânciop, cu ce s-a încheiat încăierarea, vedeți în jurnal. Un cutremur care a provocat scurgeri de substanțe toxice la o fabrică din capitală a fost scenariul unei simulări efectuate de pompieri, totul pentru a vedea cât de bine sunt pregătiți salvatorii pentru a interveni în astfel de cazuri. Potrivit scenariului, din cauza unui cutremur la o fabrică de divinuri din capitală s-ar fi produs o scurgere de substanțe toxice. Ajutor! Ajutor! În asemenea situații, prioritar este evacuarea victimelor, dar și acordarea asistenței medicale de urgență, spun pompierii care au acționat ca la carte. Acum verificăm parametrii, după care acționăm, administrăm, dacă trebuie, medicamente, analgetic, Promedol, 20 mg. Pentru a nu infecta oamenii care se află în exterior, ulterior, victimele au fost dezbrăcate de hainele toxice și cu o soluție specială au fost spălate. După ce în timp record au fost evacuați toți angajații, pompierii au trecut la altă etapă. Au fost o cercetare, s-au văzut câte victime sunt. Pe urmă s-a stopat scurgerea și acum deam gata locurile unde mai sunt victime. Rolul de victime l-au jucat mai mulți carabinieri, care însă s-au plâns că le-a fost cam dificil să reziste. Am stat jos pe asfaltul ăsta, reș, cât de cât spatele înghețat. Acum eu m-am dezbrăcat tot pe țement, ne-o ținut și frig. Conform scenariului de la fabrică, pompierii au alergat să salveze locatarii aflați sub dărâmături în apropiere de Cojușna. Тяжело ничего нету, все на профессионализме. То есть взаимодействие с командой Азербайджана и Молдовы налажено отлично. Даже без языка понимаем, язык спасателей везде универсальный. În scenariu a fost implicat și un câine care ar fi găsit 4 persoane decedate. Câinele a depistat în locul acesta, este miros
de cadaveric. Pentru oameni vie trebuie să fie un câine cât mai energic, dar pentru cadavre așa puțin mai domol. În cadrul exercițiilor au participat peste 150 de oameni din 9 țări. Este un antrenament de amploare și respectiv trebuie să ne dăm seama că într-o situație excepțională mare, cum ar fi un cutremur, statul care este de fapt pus la pământ nu reușește să intervină de unul singur. Respectiv, prin intermediul mecanismului protecției civile, solicităm ajutorul necesar, iar țările partenere cu siguranță îl acordă cu mare drag. Un asemenea exercițiu a avut loc și în 2011 în Codrii Moldovei. Atunci au participat salvatori și pompieri din 23 de state. Un angajat al unui restaurant din capitală a avut nevoie de intervenția pompierilor după ce și-a prins brațul într-o mașină de tocat carne. Da, 20 de minute s-au chinuit salvatorii ca să scoată brațul băiatului din mașina de tocat. El le-a spus că totul s-a întâmplat din atenție. În urma incidentului, tânărul s-a ales cu un traumatism minor. Acuzații dure la adresa Moscovei au răsunat la adunarea generală a ONU. Petro Poroșenko a declarat că Rusia este probabil singura țară din lume care se află în conflict cu aproape toți vecinii săi și este cea mai mare amenințare la adresa securității naționale. Tot la ONU, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu mai mulți șefi de stat, printre care Klaus Iohannis și Recep Erdogan. Stealing other nation land, kidnapping people, conducting hidden war, downing civilian aircraft. Is this a kind of behavior we expect from the permanent Security Council member? Russia is not a contributor to the international security, but its biggest threat. Discursul lui Poroșenko a fost plin de acuzații la adresa Rusiei. Președintele ucrainean a spus că Moscova susține separatiștii din estul Ucrainei și trimite soldați ruși în ajutorul lor. Drept dovadă, Poroșenko a prezentat livrete militare ale unor soldați ruși capturați în est. Pentru a se apăra de agresiunea rusă, Ucraina are nevoie de forțe de menținere a păcii, consideră liderul de la Kiev. We remain convinced that the full-fledged UN peacekeeping operation is the only viable solution to protect the people of Ukraine and to get us closer to the political solution. That is why the peacekeepers' mandate should cover the entire occupied area, including the Ukrainian-Russian state border. La adunarea generală a ONU de la New York este prezent și premierul Pavel Filip, care ieri a avut mai multe întrevederi cu câțiva oficiali străini. A stat de vorbă cu președintele Turciei, Recep Erdogan, liderul de la București, Klaus Iohannis, dar și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. Rodica Ciolănică revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Rodica, bună ziua din nou! Bună ziua din nou, Anișoara! În a doua parte a emisiunii vă așteaptă aici magicieni, scriitori, interpreți, dar o să începem emisiunea cu un reportaj de la Paris, unde a cântat recent soprana noastră, Valentina Naforniță, și ea a impresionat pe francezi. Maria Unică a reușit să afle mai multe din impresiile și emoțiile sopranei, așa că vom începe cu asta a doua parte a serii perfecte. Tot azi îl aștept aici pe un invitat foarte, foarte micut, dar foarte haios. Este vorba de fiul artistului Andrei Glavan, Vlăduț. Așa că vom avea o seară foarte colorată, vă promit. Vă aștept de la 17:45. Mulțumesc, Anișoara. Și îți mulțumesc, Rodica. Tensiunile dintre guvernul de la Madrid și separatiștii catalani cresc cu fiecare zi. Premierul Spaniei a anunțat că va face tot posibilul ca referendumul de pe 1 octombrie să nu aibă loc. După ce ieri poliția a arestat 14 oficiali ai guvernului regional de la Barcelona, mii de oameni au ieșit în stradă. Oamenii s-au adunat în centrul Barcelonei în semn de protest față de reținerea celor 14 membri ai guvernului regional al Cataloniei, acuzați că desfășoară acțiuni ilegale. Manifestanții au vrut să demonstreze că sunt hotărâți să iasă la vot și au condamnat represiunile Ministerului Spaniol de Interne. Guvernul de Catalunya a estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del Govern Espanyol amb l'objectiu d'impedir el conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre. O manifestație pentru dreptul catalanilor de a organiza referendumul pentru independență a avut loc și la Madrid. Autoritățile de acolo, inclusiv președintele Spaniei, spun că plebiscitul este ilegal, lucru decis și de Curtea Constituțională. Referendumul ar urma să aibă loc pe 1 octombrie.
Puerto Rico a rămas în beznă după trecerea uraganului Maria. Furtuna a lovit insula cu rafale de vânt și au atins viteză de 250 de km pe oră. Copacii și cablurile electrice nu au rezistat uraganului. Sute de locuințe au fost distruse, iar cartiere întregi sunt inundate. Înainte de a lovi Puerto Rico, Maria a făcut prăpădă în insulele Guadalupe și Dominica, omorând 9 persoane. Din fericire, uraganul a fost retrogradat la categoria a doua, iar acum se îndreaptă spre Republica Dominicană. Două pensionare din Rusia nu au putut împărți un scrânciop și s-au luat la bătaie. S-a întâmplat pe un teren de joacă dintr-o suburbie a Moscovei. Bătrânele au fost filmate în timp ce se înjură și se lovesc. Vrând probabil să-și aducă aminte de copilărie, bătrânele au decis să se dea în scrânciob. Nu s-au putut însă înțelege cine să urce prima leagăn, așa că ambele au ținut strâns de el și s-au înjurat. Pensionarele nu au reacționat la îndemnul trecătorilor de a se calma. Momentul a fost filmat și postat pe internet, iar imaginele au devenit virale. Surpriză de proporții, Real Madrid a cedat în fața celor de la Real Betis și rămâne fără victorie pe Santiago Bernabeu în acest sezon. Galacticii nu au reușit să înscrie pentru prima dată după 73 de meciuri. Real Madrid a cedat pe teren propriu în fața celor de la Real Betis, scor 0-1. Chiar dacă au dominat pe parcursul partidei și și-au creat numeroase ocazii de gol, galacticii nu au reușit să înscrie. Coșmarul gazdelor a venit în prelungirile partidei. Sanabria a înscris în minutul 93 și le-a adus victoria celor de la Betis. Astfel, madrilenii au ratat șansa de a depăși recordul de meciuri consecutive cu gol marcat deținut alături de Santos, 73. Real Madrid ocupă locul 7 în campionat, având 8 puncte după 5 partide. Tot ieri, Atletico Madrid s-a impus la limită în fața celor de la Athletic Bilbao, scor 2-1. Oaspeții au avut însă emoții mari pe finalul primei reprize. Gazdele au beneficiat de un penalty pe care însă nu l-au transformat. Oaspeții au spart gheața în partea secundă. Correa și Carrasco au adus victoria madrilenilor. Pentru gazde, Garcia a marcat în prelungiri. După victoria de aseară, Atletico Madrid ocupă locul 3 în campionat și rămâne neînvinsă în La Liga. Fără surpriză, granzii din Premier League s-au calificat în optimile Cupei Ligii Angliei. Cea mai categorică victoria serii a fost reușită de Chelsea Londra. Chelsea a învins în Cupa Ligii Angliei formația Nottingham, scor 5-1. În fața propriilor suporteri, londonezii au decis soarta calificării în optimile competiției încă în prima repriză, reușind să marcheze de 3 ori după 45 de minute. Batshuayi a fost omul meciului, belgianul a înscris de 3 ori. Într-o altă partidă, Manchester United s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Barton. Rashford a reușit dubla în prima repriză. Rashford. Oh, that's a delightful hit from Marcus Rashford. Pentru gazde au mai înscris Lingard și Martial, iar golul de onoare al oaspeților a fost semnat de Dyer. Rivala din oraș, Manchester City, a trecut la limită de West Bromwich, scor 2-1. Sané a deblocat tabela de marcaj încă în minutul 3, însă gazdele au egalat în partea secundă. Mijlocașul german a semnat dubla în repriza a doua și a adus victoria cetățenilor. Tot ieri, Arsenal a trecut cu 1-0 de Doncaster, iar Everton s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Sunderland. Meciurile din optimile Cupei Ligii Angliei se vor disputa pe 24 octombrie. Un suporter al echipei Lokomotiv Moscova a primit un cadou fantastic. Acum 7 ani a plecat din Rusia și nu a putut urmări meciurile formației favorite. Aseară însă acesta a fost prezent în tribunele stadionului din Moscova prin intermediul realității virtuale. Lazar Petrov, ștefan al clubului Lokomotiv Moscova din 1995. Până în 2010, când a fost nevoit să plece definitiv în Italia, el venea la fiecare meci al echipei sale favorită. Suporterul spune că își dorea să retrăiască atmosfera din tribune, așa că echipa i-a venit în întâmpinare. Exact pe acel loc unde Lazar Petrov a stat ani buni, a fost instalată o cameră care filmează 360 de grade, iar suporterul a primit ochelarii cu realitate virtuală, care îl teleportează pe stadion.
Немножко странно просто. Ну это прям телепортация какая-то. Lazar a avut norocul să savoreze și un gol marcat de echipa sa. Ale, ale locul, ei! Locomotiv Moscova nu se va opri aici. Noul proiect va oferi șansa și altor fani aflați peste hotarele Rusiei să privească meciurile echipei favorite. Doritorii se pot înregistra pe site-ul clubului. Seria de vis continuă pentru Juventus. Bătrâna doamnă a trecut la limită de Fiorentina și a ajuns la 5 victorii în primele 5 meciuri din campionat. Mario Mandzukic a înscris singurul gol al partidei. Atacantul croat a finalizat centrarea lui Cuadrado și a adus victoria lui Juventus în partida cu Fiorentina. A urmat încă o lovitură pentru oaspeți. Fiorentina a rămas în 10 oameni după ce Badel a văzut cartonașul roșu. S-a încheiat 1-0, iar Juventus are punctaj maxim după 5 etape din campionatul Italiei. Cu 5 victorii a debutat și Napoli. Trupa lui Maurizio Sarri a trecut cu 4-1 de Lazio. Chiar dacă s-au văzut conduși în prima repriză, oaspeții au reușit să întoarcă scorul în partea secundă. Koulibaly, Jorginho, Callejon și Mertens au marcat pentru Napoli. As the ball's played into space again, Mertens beaten to the ball by Strakosha, but he sees Strakosha out of his goal! Oh, it's 3-1 to Napoli! Mertens with a superb... Tot ieri, AS Roma a trecut cu 4-0 de Benevento. Gazdele au înscris de două ori în propria poartă, iar Dzeko a reușit dubla. AS Roma are 9 puncte în campionat după 4 meciuri disputate. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Urmăriți în continuare partea a doua emisiunii O Seară Perfectă. Eu vă doresc o seară frumoasă!